Așadar, dacă v-am captat atenția și sunt convins că am făcut-o, vă aștept să mă urmăriți în această seară, în direct, și sunt convins că și în reluare. Și tata. Cupa să vine. Hai, salut. Hai, noroc. Unde e pupăză? E plecat. Cum e plecat? Că trebuia să mergem la un restaurant. Păi a plecat pe teren, că a apărut un reportaj bombă. E plecat de vreo oră. De vreo oră? Pe cum, că adineaur l-am văzut pe monitoare? A, era înregistrare. Sau mai fi văzut pe mine, că suntem îmbrăcați la fel. Uite, el mi-a făcut cadou hainele astea. Știi, mână largă. Păi normal, ca să creeze diversiuni, să scape. Vedeți, șeful, ce idee genială am avut? Da. De fiecare dată când vă urmărește, îi spun că am fost eu. Așa e, idee merită premiată. Da. Zi mersi! Ți-ajunge, că ți-am dat și hainele. Apropo, vezi că dacă porți hainele astea, s-ar putea să te confund cu pupăză și... Să sar pe tine! Vrei asta? Nu, nenea, tanti, le arunc. Așa, bravo! Orlane! Să trăiești, patroane! Salut! Vreau să văd toate actele de când s-a înființat clubul până acum. Că cine știe ce prostie ați făcut tu și Baros și eu trebuie să plătești pentru voi. Imediat să pun, patroane! Poftiți, asta e! Mă, tu ești cumva surd? Da, dar de ce trebuie? Adică nu surd, să calcă scăpătrează dacă sunt tâmpit. Astea sunt actele de anul ăsta. Du-te la arhivă, vreau să văd de cât s-a înființat, dinainte de tine. La arhivă? Pe ce avem noi arhivă? Obligator! Uite-te, vrei să-mi spui mie că s-a înființat anul trecut, cum scrie aici? Hai! Mai dă-ne încolo de dosare, că nu-i nicio neregulă, că și am fost președinte înainte de mine tot eu. N-are cum, și știți că sunt cinstit. Eu scap! Iliescu și Jujoană la un loc. Și sărac și prostor ăsta cinstit. Că citește cinstea pe fața mea. Dacă nu te duci imediat la arhivă, pe fața ta se citește altceva. Șeful, dar dosarele alea vechi e în pivniță, vrei, și acolo e plin de păianje. Eu nu mă duc, am fotofobie la păianje. Foarte bine, e ocazia cel mai bună să scap de fobia asta. Care fobie? Unde naiba s-a ascuns? Pupă să ieși, că n-ai nicio șansă să scapi de mine! Aha, tocmai am făcut-o! Ne mai specializăm și noi, drăguță! Mai suntem așa proști! Am citit! Șase. Ăștia, hai. Ei, acum să-l văd eu pe țară. Nu știu pe unde mai scoate cămașa. Abia aștept să-l arestez când o fi cerșetor. După ce rămâne șofer. Și eu, că sigur o să devină șomer. Hai. Nu, nu așa, dragii mei. De azi înainte, salutul va fi... Exersați. Pe loc, repaus. Și acum, băieți,
să-mi arătați și mie rapoartele cu ce ați făcut în ultima săptămână. Sigur că da, șefă. Așa, Mateescu. Da-ți, cel mai stufos iar meu. Da. Da. Poponeț. I-am scris clar. Da. Chiorete. Chiorete. Șefu, eu și Chiorete. Da. Am rezolvat împreună flagrantul acela cu Mita. Poftiți. Păi dosarul lui Chiorete e aici pe birou, șefu. Nu are nimic în el. Ăla e dosarul cu materialele care ne trebuie să amenajăm și baia în decordio, ca să se simtă presupușii infractori și pe WC-ul ca în sânul naturii. Da, dacă tot l-ai luat, ia-i altul pe Poponeț și merge să faceți cumpărăturile. Da, șefu, dar noi nu știm ce să cumpărăm, că aici nu scrie nimic. Dacă... cum dracu, că făcusem lista, vedeți că e pe undeva pe aici. Vă descurcați, voi. Trăiți! Băi, nu așa! Dar cum, șefu? Așa. Bravo, băieți! Na, na, unde... Unde o fi? Păi unde să fie? N-ai rupt-o! N-ai rupt-o tu! Lipește-o! Lipește-o! La ce te uiți acum? Lipește-o! N-ai rupt-o tu! Gata, bă, le-ai adus e toate? Sigur, șef! Bă, le-ai verificat să fie rămas vreun păiaj în pâine, să mă muște dracu, să mă lase fără mâini? Normal, șef! Hai, ai fost băiat de treabă, ia de aceea. Să ai tu cu băieții o apă minerală. Liber. Ai adus marlane? Normal, șeful. Ha, m-a luptat pe-n piviță cu păienjenii și cu fobia. M-a luptat ca... ca... se simte. Ca un erou vrea să zic, să simte. Mârlane, dă și mie transferul lui Butelie, că e singurul care îmi lipsește de la mapă. E pace până arhivă, că le-am azi pe toate din subsol. Glumești? Păi astea sunt dosarele pe care le-a arătat Baros la fiscale amânărite din vestiare. Și vezi că în bes sunt o grămadă de dosare. Ce face? Adică tu mă ascund dosarele? Nu pot scu să ascund eu, dar poate nu le-am văzut, mi s-a pus ceața pe oși. În plus că e tuneric în beci, că n-am mai pus un bec decât cu criza asta. Du-te imediat și ia toate dosarele, că altfel îți fac ce ți-am promis. Dar... păi, bine, șef, că Butelie ăsta e la club de când era copil, acum e pragul pensiei. Crezi că mai găsesc eu până arhivă dosare pe vreau pasmat în chiorul? Mai bine să vii cu mine să le căutăm. Adică, Marlane, eu bag amore in beci cu tine? I-am zis, vai, ce-am vrut să zic el, boss, de Butelie vorbeam. Să vie cu mine să ce neatent sunt. Lasă, amore, că mă duc eu să-l ajut. Că la cât de repede citește ăsta o să stea în beci cât Contele de Monte Cristo. Corect, dar fii atent, dai că te dai la ea, te tai ca maidanezii. Mă tai ca maidanezii? A, coada! Nu am coadă, boss! Adică! Acolo, miros lejeria, a? Și cam vede câte ține pe uscat, drăguța ta. Puu, ce aiurea ai spus, drăguța. Dar mă bucur că pe mine mă doriești. Stai, stai, bre, că nu e... ce? La noi, la televiziune, vine din când în când o băbută, o sărmană, tanti, în vârstă. Și n-are de niciunele. Și atunci eu m-am gândit ca să iau, să-i dau din hainele lui Matale să se mai îmbrace și ea, că... Păi dacă vrei, poți să-i dau și hainele astea de pe mine. Că dacă mă țin brațe, mă dezbroc acum ea și mă țin... Stai, bre, stai, bre, nu! Nu, nu, că am iubițica, ai uitat? Păi ce fel de iubițică e aia? Știu, știu, e urâtă, dar e iubițica mea.
Vreau să zic, ce fel de iubițică e aia care te ține pe un scat atâta mărdă? Da, nu mă ține pe niciun scat! Că am făcut-o de... De? O grămadă de ori! Uh-huh. Ai făcut-o deja? Da! Bravo, mă, păi, haide, mă, păi asta trebuie sărbătorit, mă! Hai să bem! Unde dracu, cine ți-au coalele, mă? Unde le-ai aștept? Sau le-ai spilit pe toate? Doamne! Doamne, sunt în coțe, ești bună! De ce? Da! Să rămână, tati! Da. Nu l-ați văzut cumva pe pupăză? Vezi, tu ai orbu gănii. Nu vezi că e acela? Păcatele mele, unde ai dispărut? Fuge de mine, tanti. E, nu pot să cred. Fuge de mine, da. Oare de ce? Fuge ca un măgar porc. M-a obligat să fac sex cu el. Și când i-am zis că s-ar putea să fiu însărcinată, dă pir cu fugiții, mă evită, se ascunde de mine. Nu dau seama de ce. Pentru că ești o toantă făcută grămadă. De ce n-ai folosit păi și tu ceai de rostopacă? Amestecat cu un pic de anghinare și câteva picăturele de ulei de nucă să nu rămâi ca toanta gravidă. N-am mai putut să fac nimic, tanti, că m-a luat prin surprindere. M-am înfiorat toată. Așa? Zici, povestește. Și mi-am pierdut controlul. Știu cum e. Știu cum e cu macho-menii ăștia sexoși. Arde iar pe mațe să-i ardă. Da, tanti, tu ar trebui să mă înțelegi cel mai bine, că doar ai crescut un copil din flori. Da. Asta-i soarta femeilor, mai urâțele, așa ca... Așa ca mine. Să crească copii din flori. Da, așa e, fată. Că numai eu știu cât de greu l-am crescut pe tantala ăla de costeluș. Dar tu zici să rămână, că măcar știi cine e tatăl. Că eu a trebuit să bag jumătate din flăcăi satului ca să recunoască. Și tot degeaba. Și cealaltă jumătate? E, cealaltă jumătate au început să recunoască de frică. Dar ce puteam să le trec numele la toți în certificatul de naștere? Da, aia zic, tu zici să rămână, că știi numele și poți să-l treci unul singur, nu? Nu pot, tanti, că nu vrea să-și recunoască copilașul. Ce? Mă reneagă și pe mine și pe bebe. Nu, cred că o să-mi pun capă zilele. Așa să fac, iartă-mă, n-apură. Vai, ce nemernic, afurisită bestie sexoasă ce e. Dar lasă-l, că-l găsesc și ți-l aduc acasă în căminul conjugal. Uite așa, împachetat și legat fedeleș. Vai, să rămână, tante, ești o sfântă. Ești ca Maica Tereza. Aș vrea eu. Da, n-am cal. Ce faci, diavole? Spionezi pe la uși? Stai, bă, că nu pe m-am dat spion la plac. Da, nu pe mine, știu pe cine spionai, împieliciatule. Că t-ai pe bieti, pe amărâta pe care nemernicia ta, ca un porc măgăr ce ești, ai lăsat-o cu burta la gură și acum mi te fofilez ca să nu-i crești plotul! Păi, chiar însărcinată! Pupăzele, nu face pămâr la nu cu mine, că nu ține! Dacă ai pus sămânță, așteaptă-te să și rodească! Că ai pus sămânță, nu? Că tocmai te-ai lăudat! Să-mi drag, să las fătuca aia cu copil din flori, că numai ce căutam bătătura mea! Marș imediat la mămica deprimată și consolează-o! Că dacă e stresată, iese copilul, tantălău! Haideu, unde știți, bre? De proprie experiență! De unde știți, bre, că e copilul meu? Ochi! Mă duc asta! Mișcare, mai rupte! Stai, bre! Dar unde vrei să știi o pulgă? Ce vrei să-ți văz ochii pe un întuneric unde te uiți tu? Dă-o încoace că... Da, nu... Prete-ne, de pe mine! Magarule! Nu te-am zis ce-ți fac dacă te dai la ea? Pătrane, ceea ce pare nu e ceea ce crezi!
Ce invers! Invers, că s-a produs o extorsiune a unui degajament care mi-a venit un dosar în ceafă și mi-a intrat în care m-am dus peste stropica și am ajuns în poziția asta. Bă, tu vrei să mă înnebunezi de cap? Știi că cu mine nu-și cap! Amore, stai că are dreptate! Are dreptate, nu, eu am dreptate! Eu avansam pe direcția dosarelor ca să iau lanterna din mână! Să-mi ia de mână! Și când a avut loc evenimentul, s-a produs un transfer de energie. Din mine ea! Adică E egal MC pătrat. Da. Care l-a perturbat echilibristic pe Urlanu. Da. I-a schimbat traiectoria. I-a schimbat-o cu aia și a căzut lovindu-se în mod aleatoriu de mine. Adică? N-am înțeles nimic. Adică, atunci când am vrut să iau lanterna din mână... Când am vrut să iau de mână... Tantalou s-a dezechilibrat și a aterizat pe mine. Eu? Da! Da, poate a fost un accident, mă iertați! N-am vrut să-i fac așa, așa am căzut. E pentru ultima oră că te iert. Data viitoare te pedesesc și pentru accidente. Ca la circulația, că o consider infracțiune din culpa. Ce dragi doamne azi, mă? Ai nu care cumva ne-a adus niște impurești de la Maidane și tăi de la stadion? Mai tași, bă, de gură, că n-am câini la stadion. Dar cine a zis de câini, bă? Eu făceam referință la forbaliști. Trebuie să schimb haina, că miroase a sofica și dacă mă miroase scalțone, mă lasă fără moștenitori. Glume. Corect. Asta semnează că nu mai ești vier. Și o să te treacă ăștia de la abator pe lista de tăiere la Crăciun. Și dacă nu te trechei, ne ducem noi și te pârâm și tot te taie. Unde te duci, bă, pupăză? Nu așa grăbi, bă, mai în prag de sărbători, bă. Mai lasă-l-i să iau un 50 de chile pe el, ca pui de vreme. Du-te, chitră. Te apuci de operă? Vă ascult, domnul Pupăză. Da, vreau și eu un certificat că sunt steril. Steril? Da. Păi ați greșit cabinetul. Trebuia să mergeți la imunologie. Steril adică că, virgulă, nu pot să fac copii, doamna doctor. Dar de unde știți că nu puteți să faceți copii? Că vă văd așa chipeși. Păi m-am străduit din răzputeri și nimic. Dar poate are doamna probleme. Până nu facem analize, nu avem de unde să știm. Nu! Fără analize, că sunt alergii la înțepături. Haideți, doamna doctor, dați-mi o hârtie la mână. Ce mai pierdem vremea cu analize? În felul ăsta economisiți și dumneavoastră instrumentarul, substanțele. Că e criză, ce mama naibii! Îmi pare rău, dar fără analize nu se poate. Fricero! Chiar că ați greșit cabinetul. Gata, șeful, am adus tot ce era pe listă. Ia uite-ți. Ce-s astea, mă? Ați mutat piața la secție? Păi n-ați zis dumneavoastră că vreți ca infractorul, adică presupusul infractor, să se simtă ca în sânul naturii? Ca în sânul naturii, nu ca în fundul grădinii. Vrei să zică că îi punem să-și facă nevoile ca la țară? Că îi facem țărănoi? Dar asta scria pe listă, șeful. Ia uite-te. Mere roșii, praz verde. Poponețule, eu am zis verde praz, nu praz verde. Vopsea verde praz și roșu măr. Bă, voi nici să citiți, nu știți? Cum să nu știu să citești? Dacă a rupt ăsta lista și a lipit-o strâmbă, a lipit-o și... Eu, mă! Păi, hai înapoi și luați vopseaua, dar din banii voștri, ca alt buget, nu mai am. Păi și cu astea ce facem, șeful? Salata puneți-o, bă, la tauletă, bă. Că poate unii dintre presupuși infractori e de la țară și ajutăm să-și aducă aminte de căștioara părintească. Așa, bă. Și morcovii să le dea la panorame, la prostituate. Bravo, Chiorete! Ești genial, bă! Servus patria asta, mă scuzați! Hai să auzim ce e așa de urgent!
Vreau să scap de Betty și am nevoie de ajutorul tău. Îmi pare rău, dar eu nu omor cunoscutii. Maxim, castrez. Nu vreau să o omor. Vreau doar să obțin un certificat medical că sunt steril. Că Betty susține că e gravidă cu mine și eu nu cred că e copilul meu. Cum să nu fie? Băi, în afară de tine, cine cred că se culcă cu ea? Nu știu și nici nu mă interesează. Ideea e să-i demonstrez că nu este copilul meu. Hai, te rog, eu ajută-mă cu un doctor ceva, că tu ai o grămadă de cunoștințe. Plătesc oricât. Aolo, vezi că eu n-am nevoie de bani. Și la tine, oricât, e la fel cu nimic. Fii atent cum facem. Eu vorbesc cu medicul meu personal și-ți dau certificat. Dar tu faci reclama la club în emisiunea ta. S-a făcut, diseară te aștept. Băi, nu pe mine. Trebuie să trimitem pe Sofia, că ea arată mult mai bine la televizor decât mine. Corect, că Sofica este super bună. Adică se da naiba să te atingi de ea, că vezi ce ți se întâmplă, da? Eu mă refeream că e super bună ca purtător de cuvânt la club patroane, că are plămânii mari și că vorbește tare și se face înțeleasă. Hai că mă duc să pregătesc emisia, da? Amore! N-am atins-o. Vezi că am o surpriză pentru tine. Diseară te aduci la emisiune lui Pupăză și ne face reclama la club, da? Uite, ia-ți banii și cumpără o costumație ca lume, dar să fie sclipitoare ca tine, ca un diamant. Amore! Sofica, tu goală ai la mine în birou? Normal că probez niște haine. Păi da, așa. Acum te-ai găsit dacă vine. Amore, ești gata? Poți să intru? Fugi că mă nenorocești. Așa? Așa. Doamne, de ce nu mi-ai trimis-o așa înainte să vii macaronaro? Amore, ești gata? Nu, amore! Dacă mă castrează, rămâi fără el, că îl bagă la pușcărie și face pe viață pentru castrare de cozonac. Amore, cu cine ești? Cu nimeni! Mă, dacă am auzit o voce? Era ei! Era a mea, că mă minunam cât de frumoasă e rochița! Vezi, iubii, sunt singurică. E sigură? Că miroze a grasan. Păi normal că doar e biroul lui. Și a intrat mirosul peste tot în pereți, în canapea. Da-le încolo de canapea. Vrei să cheam băieții și o aruncăm? Nu, nu. Nu, nu. Că nu iese pe ușă și trebuie demontată și n-avem timp, că durează prea mult. Atunci cheam băieții și o aruncăm pe geam. Nu, nu. Nu, nu. Că vreau să o dau unei familii amărâte. Știi, iubie, că eu sunt sufletistă. Mâncată tata de fata sufletistă. Când găsești familie să-mi spui că cheam băieții și o aducem unde vrei tu, ok? Te aștept afară. Îmi rămâi dator, mârlane. Lo. Cum a fost? Păi, femeie, tu ești sinucigașă! Dar ce zic eu, sinucigașă? Ești criminală în serie, că pe lângă tine o să fiu și eu mort! Cum ai putut să-mi spui că actele nu sunt în regulă? Păi n-ai spus tu că scandalul face cea mai mare audiență? Deci e cea mai bună reclamă. Inconștient, ora te-a trimis să faci reclamă clubului. Nu să-l bagi în pușcărie. Sofica, tu vrei să scapi de scalțone? Pupăză, neregulile de care am zis nu există, sunt inventate, mă crezi proastă? Dacă vine garda și ia țeapă. Plus că, uite, așa putem să facem orice, că avem avizul lor că suntem curați. Și uite așa, amore, o să stea liniștit, iar tu ți-ai făcut super tare audiență. Deci v-am rezolvat pe amândoi fără nicio problemă. Poftim!
Ai făcut-o și cu iubitul meu, Fufo? Adică nu ți-ajunge macaronarul la plin de bani. Vrei și eu? Ia mâna de pe mine, lași Beto, că nu e ceea ce crezi. Nu? Păi de-abia aștept să-i spun scalțone pe cine ține la ușa. S-ar putea să dispar și tu din peisaj, pupărâie. Stai, mă, te-ai nebunit. Ce să-i spui lui scalțone? Tu n-am nicio treabă cu Sofica. Eu doar pe tine te iubesc. Da? Da. Păi și atunci de ce fugi de mine, mai pupă să mă? Dar unde vezi că fug eu de tine, măi, Betty, măi? Am eu unde să fug? Că nici n-am unde să fug. Uite, las-mă aici jos, că... Bună ziua. Bună ziua. Hai. N-avem nimic. Nici venituri, nici nimic. Să-i zici guvernului că-i dăm asta. Asta. Ia zice cu plăcere, că și noi tot asta i-am dat. Dar nu lucrez la guvern. Sunt doctorul Ciomescu. Ciomescu? M-a trimis domnul Putinov să rezolvăm problema cu sterilitatea. Caz cu sterilitatea, problema. Vrea să mă castreze. A aflat că am intrat peste Sofica. Să știți că casa asta așa de un polițai care poate spice din clipă în clipă să vă surprindă. Merite să vă riscați libertatea pentru... Atunci completați noastră asta. Are anteta, are parafă, are tot ce trebuie. Mulțumesc, domn doctor, să trăiți. Vă mulțumesc. Pă, ce-o fi pus mâna? Drum bun, sănătate, vă salut. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să vă crească păr pe spate. Să vă trăiască bisturiu cu plosca. Hai că-ți da dracu. M-a rezolvat sigur să nebunesc. Dar cum îl rezolv pe scalțone? Cum îl fac să mă creadă castrat? Scalțone, m-am pus eu! Scalțone, m-am pus eu! Gata, mă, de colabaia? Nu încă! Ați văzut șeful ultimile știri? Bombă la FCM, șeful! Păi și ce-mi spui mie, mă? Anunță serviciu pirotehnic, geniști! Șeful, bombă de presă! Stați liniștit! Secretara a dezvăluit niște contracte mânărite! Cred că n-a sponsorizat macaronarul cu cât trebuia și... Ce? Păi și... Trebuie să ne autosesizăm, șeful! Să facem o anchetă, să arătăm că suntem o secție competentă! Corect! Spuneți-i lui Chiorete să preia cazul! Cum lui Chiorete? Chiorete? Păi n-a zis că el are treabă și că nu-l luați pe nimeni până nu-și finalizează treaba. Exact. Exact. Voi încă nu mi-ați terminat baia de decorat, iar el tocmai ce a terminat raportul. Deci, care dintre voi e liber? Bula, nu sună naibii. Și să nu mai faceți mișto de defectele colegilor, că mă mâhnesc. Dacă așa s-a născut el cu picioarele cât butucii, ce să facă? Hai, liber. Hai, mă. Reclamă în România. Și dacă totuși avem vreo problemă în actele, dacă vine ăsta ne controleze și noi nu suntem în regulă, poate ne amendeze numai că sunt în dezordine. Ia fa ordine repede. Da, boss. Da, boss. Eu mă arăt acolo. Nu te lase, perversule. Ok. Amore, a fost tot un accident. Că așa sunt idioții, mai împiedicați. Stai, dragă, liniștită, că nu mai are ce să-mi facă. Că m-a castrat doctorul trimis de el. Acum sunt steril. Dar oricum nu mă supăr. Că nu vreau să mă cert cu Fimiu. Când voi face copii, pățuțele nevastă mea. Bă, tu ești idiot? De obicei, da. Dar cu certificatul spune că nu. Poftim. Certificatul ăsta, tantalaule, nu e pentru tine, e pentru pupăza. Dar dacă ai problema cu copii, ți-o reșolv eu. Stai, patroni, te găsește, dragi, frate. Fugi degeaba, huidu-mă, corcunul scap. Hai de capul tău. Tu, patroane, nu fugi? Eu nu, de ce? Eu, Lucari, cum te gândești să-mi dai mită ca să nu-ți fac control pe acte, ai? Dar cine a zis că vrem să scăpăm de controlul actelor?
Ia de aici, ești invitatul meu. Că și așa aveam nevoie de cineva care să mă ajute să pun dosarele în ordine. Olele. Unde e mama dracului? Ștede, nu vine! Nu o să vină, tanti. Ți-am zis eu că fuge de mine, nu o să vină. Nu o să îndrăznească să se pune cu mine, că praf îl fac. Hai, hai, patroane, mai repede, dă-mi-l că mă așteaptă harpile înăuntru. Du-te! Văzuși? Treci în coace de praf vatră și împacă fata dacă tu ai lăsat-o cu burta la gură. Eu? Exclus? Pupăză, nu te juca cu focul, că zic și lui tanti de Sofica. Și lui Scalțone. Da? Zi! Tanti, Pupăză are o relație cu Sofica. Ce aud? Minciună, tanti! Ca și aia că eu sunt tatăl copilului ei. Ba nu e minciună, tanti! Chiar sunt gravidă! O fi, dar nu cu mine, că eu sunt steril. Ce face? Păi tocmai aia e, că nu face, nu face copii. Minciună! Serios? Ia vedeți, tanti, dacă e minciună sau nu. Și dacă tot nu pot să-i ofer cel mai de preț lucru pe care și-l dorește orice femeie de la un bărbat, rodul iubirii, copilul, mă retrag și o las să-și găsească pe altcineva cu care să-și întemeieze familia mult dorită. Pupăjel, tu ești întreg la cap. Da, știu. Știu că pare o nebunie să renunți la femeia iubită, dar tocmai pentru că țin la ea, îi redau libertatea. Marci, du-te, fugi, pleacă și înmulțește-te carahila, mă. Pupăjele, certificatul ăsta medical cu sterilitate precoce, asta e? Nu-i al tău, Marci, e al lui Mărlanu. Nu se poate. Ha! Ba se poate! A ta poate! A lui Mărlanu nu poate! Și acum că l-ai prins cu minciuna, tanti, mă crezi că se dă și la Sofica? Așa, mă, pășăroiule! Nu! Nu e adevărat, tanti! Eu iubesc doar pe Betty! Da? Dovedește! Sărută-mă! Am grețuri. Așa pățesc toți bărbații femeilor însărcinate. Le rău prin simpatie. Trăiți? Gata, Chiorete, ai terminat verificarea actelor? Cum să termin, șeful? Că la câte dosare s-a acolo, mi-a păpuțând 2-3 luni. Aha, v-a prins șeful, tărăgânează ancheta. Ăsta-i prieten cu Putinov, l-a mânjit. Exact, lăsați-ne pe noi să preluăm cazul și în 24 de ore aveți raportul. Păi și cine se mai ocupă de grădina din toaleta mea, mă? Lăsați șeful, că mă ocup eu, că mi-e place agricultura. Lăsați Petreușii să se ducă liniștiți. Petreușii? Care Petre... Josule, stai, bre, că e o chestie de viață și de moarte, lasă-mi! Am aflat, Mărlănele, nu poți să faci copii, nu-i nimic! Că nici eu nu vreau, că n-am chef de puradei care la vârsta asta să treacă de țuțe și să mi se lase mai rău de cășân. Vino la boba și te consolezi! Stai, nu, cu fundura de cămilă, mamă! Bun! Te întorci tu, Mărlănele, când ți s-o face foame! Așa. Așa întoarce. Așa. Mamă, ce șcârțăia naibii! E, lasă că e bună pentru amărâții aia. Mă duc să-l arăt unde s-o ducă. Ce faceți? Acum că nu ați găsit nimic incriminator pentru mine, mi-a luat de iubisica mea. Haide să-mi dau eu o ocazie bună.
Ce faceți cu aia? Că eu m-am îmbrăcat astăzi. Și eu mă duc la frizer chiar acum, mă duc singur. Se vetai din barbasia exacerbată. Să-l tragi cu ochiul că e surpriză. Dă-ți șarfa jos. Ta-da! Ce-i asta? Surpriza de care ți-am spus. Vrei să-mi prezinți amantul? Să trăi săruna ca eu. Dar el nu e amantul meu. Las că vă omor eu pe amândoi. Mă, și eu pe tine! Că la asta închid? Și cu astea ce face șeful? Salata puneți-o la toaletă, că poate unii dintre presupușii infractori sunt de la țară. Și așa le dă lacrima, mă, când ne gândim la casa lor părintească. Îi ajutăm, înțelegi? Datorie cu dosare, nu știu să uit dacă înțeleg. Ai, mai dau o tură, poate mă prins. I'm trying to...